Spitalele publice vor putea organiza clinici sau secții private în care medicii să poată lucra după programul de lucru din unitatea de stat. Măsura este prevăzută într-un nou proiect privind salarizarea doctorilor care va fi lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătății. Prin acest proiect se urmărește creșterea veniturilor medicilor, dar și reducerea exodului pornind de la principiul fundamental din sănătate, respectiv acela că singurii care aduc bani în sistem sunt doctorii. Potrivit noului proiect, medicul va fi obligat să opteze dacă lucrează cu normă întreagă, respectiv 7 ore în spitalul public. În cazul în care a optat să lucreze în spitalul public cu normă întreagă, atunci în aceeași unitate sanitară va putea lucra peste programul de lucru în sistem privat. O altă opțiune a medicului ar fi să lucreze doar câteva ore în spitalul public, iar în rest într-o unitate sanitară privată. În aceste condiții, pentru medicii care aleg prima variantă, respectiv aceea de a fi cu normă întreagă la stat, spitalele vor pune la dispoziția lor secții sau paturi private. Din suma încasată de către medic, 60% rămâne acestuia, 30% va reveni echipei medicale, iar 10% spitalului. Numărul paturilor private nu va putea depăși însă 20% din totalul celor publice. Acest proiect va fi aplicat mai întâi în sistem pilot în primul semestru din 2014. Prin noua modificare, pacienții care vor dori servicii medicale de calitate se vor putea trata pe banii mai puțin decât la privat. Doctorii vor fi însă obligați să renunțe la munca din clinicile particulare dacă vor să trateze bolnavii din secțiile private organizate în spitalele publice. Proiectul Ministerului Sănătății va fi pus în aplicare în primă fază în 12 spitale din întreaga țară la începutul anului viitor.